I like IT acum. Analizăm astăzi câteva dintre informațiile false despre conflictul din Ucraina, care au circulat pe internet zilele acestea. Marian Andrei, bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am au fost? Bună au fost destul de multe. Și vor fi și mai multe, pentru că fac fi. parte din arsenalul... Și nu terminat, exact. Pe de altă... Iar unii Carui... cad ușor în această plasă. Exact. Pe de altă parte sunt și câteva conturi, să zicem, care încearcă să crească destul de rapid cu astfel de informații care pot fi uh, făcute viral destul de rapid, pot fi împărtășite imediat pe Telegram și chiar uh, din auri am auzit pe colegi uh, spunând, de exemplu, despre un uh, video pe TikTok cu o tipă, Nastia Atiman, care te învață cum să folosești sau cum să pornești uh, uh, un vehicul blindat rus. Videoclipul a devenit viral acum, însă el este filmat de anul trecut din februarie. Într-adevăr, limba, uc limba ucraineană cu limba rusă seamănă, dar sunt diferențe uh, și dacă cunoști, îți poți da seama imediat că nu este o tipă din Ucraina. Și e clar că uh, nu poți să te sui într-un vehicul blindat și să-l pornești așa una cu două, că nu e o mașină obișnuită. Absolut. Uh, și uh, acest uh, clip a fost filmat uh, la o paradă, la cea o sărbătoare din uh, Rusia dedicată Armate, i am uitat, acum, din păcate. Dar e clar că nu poți să iei un, găsești un vehicul blindat, este plimbi așa pe câmpul de luptă, fără nicio grijă. E un pic, mai ales să fii într-un vehicul blindat, că oricând se poate trage asupra ta. Așadar, acesta este unul dintre exemplele despre care o să vorbim astăzi. Și, din fericire, am văzut mai multe uh, agenții de presă, inclusiv Reuters, uh, care au um, un. Uh, o rubrică dedicată fix pentru astfel de lucruri se numește Reuters Fact Check și practic orice imagine care ajunge virală este să zicem desfințată argument cu argument. Și aici de exemplu avem și îmi place unealta asta de la Facebook care te anunță din stat că este o informație falsă, a fost verificată de fact checkers, așa se numește în limba engleză, cu presupusul ambasador al Japoniei în Ucraina, care s-ar fi costumat în samurai. în samurai ca să fie pregătit să-i să întâmpine pe ruși. Este o imagine falsă, a fost deja dermată inclusiv cu această poză cu copii care salută soldații ucraineni care pleacă la luptă. Este o poză mai veche, dacă nu mă înșel, este undeva de prin 2016. Și cei de la BBC au un articol dedicat cu fiecare fotografie sau fiecare video de acest gen care apare. Inclusiv la Nexta nu găsesc și nu vreau să le dau original. Nexta este o agenție de presă independentă, are și bifă de la Twitter. Aici au postat un, o secvență dintr-un joc video care a fost preluată destul de rapid. Erau niște secvențe cu un avion către care se tregea, dar repet, acel videoclip era dintr-un joc video. Era o captură luată de acolo. Și deci sunt unii care chiar cred că e adevărat. Uh, da. Uh, păi, dar nu, îți nu, nu dai seama că e joacă? Bă, îți pot da seama destul de rapid, dar în toată fuga aia să preiei informația și să uiți să o verifici uneori și poate sunt unele persoane care nu știu cum arată un joc video. E ca și cum ai intra în cadă și ai ieșit și ceva ce bai am făcut, dar n-am pus și apă. Și îți pui și costum de scafandru. eventual. <laughs> da, așa dar este. există și uh, liste cu site-uri de încredere, cu Conturi de încredere. Uh, într adevăr dar ai văzut, ai văzut că, de exemplu, inclusiv pe Nexta, care este preluată ca sursă de bună, apare acea bifă de la Twitter. Uh, acea bifă îți confirmă cumva că tu ești acea persoană sau acea firmă sau acea agenție. Ok. Asta e un aspect. Asta ar fi, asta ar fi un aspect. Al, al doilea, trebuie să-ți informațiile din site-uri pe care ai auzit până acum. Adică asta e uh, asta e foarte important. Și, um, cum spuneam, um, toate fotografiile și videoclipurile astea circulă cu o viteză fantastică pe internet. Și deja peste 5 minute s-ar putea să fie, dacă ești o agenție de presă sau un site de știri, peste 5 minute să fie deja prea târziu că ai pierdut avansul. Aici avem uh, uh, iarăși o fotografie cu Vitalii uh, Klitschko, primarul uh, din Kiev, care spune că o să-și țara, doar că această fotografie este la fel. De, de câțiva ani. E clar că nu o să-i aștepte, așa cum mitraliera sub el. Și această fotografie a fost desfințată de Reuters. Fact-check, poza este din 2021. Ce nu este însă fals. Tre mai trebuie să o mai confirm încă uh, într-un singur loc. Este un video care a ajuns viral pe Reddit cu niște cetățeni din, uh, uh, din Ucraina care se plimbă pe un tank în timp ce mănâncă pizza <laughs> și imaginile par să fie de atunci. Este și zăpadă. Se întâmplă undeva în, uh, în Harkov. Se simt bine, băieții. <laughs> ce sunt, le... uh, sunt reale? Da, par să fie reale acestea. Dacă nu, o să-mi cer scuze mâine dimineață dar uh, uh, le-am verificat. Hai să vedem ce fel de pizza că acolo nu <laughs> Da. <laughs> Probabil ceva, Acolo ceva se face congelat. Totodată, autoritățile din Ucraina au atras atenția asupra unor imagini care pot circula pe internet și care pot fi false. Tehnologia se numește deepfake și cineva a făcut aseară un astfel de clip. Are, cred că, 12 ore de când a fost urcat, 64.000 de vizionari. Este un, este un deepfake și o să explic imediat cum funcționează. Practic, au luat o secvență din Inglorious Bastards, cunoscutul film, și au pus aici, fața lui. Președintelui Ucrainei, Vladimir Zelensky, și undeva jos este Vladimir Putin. Arată real. Dacă te uiți, te uiți la secvența așa pe repede Sincer, înainte. Nu arată real. Da, o să pun pe pauză de aici că probabil știți secvența și undeva în, în fundal este președintele Statelor Unite ale Americii Biden care pare să arate destul de real. Tehnologia Deepfake este cunoscută oricine poate să descarce această aplicație doar că e destul de greu de folosit trebuie să instalezi foarte multe librării și să-i dai mii -mi de fotografii ca să poată să-ți imite astfel aici este imaginea adevărată, aici este un Deepfake e destul de greu să îți dai seama cum arată exact dar cu mai multe amănunte vin și la ora 10. La revedere!